Este o mare bucurie și o mare onoare pentru mine să am acest rol de gazdă uh, pentru acest eveniment. Ne-am gândit că în preajma sărbătorilor nașterii Mântuitorului Iisus Hristos să marcăm împreună, alături de dumneavoastră și alături de distinșii invitați, printr-un simpozion care să ne vorbească despre nașterea Mântuitorului din perspectiva biblică a unor prorocii făcute cu sute, chiar mii de ani în urmă și felul în care Dumnezeu a găsit cu cale să le împlinească. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați ales să fiți în după masa aceasta alături de noi. Sperăm ca timpul acesta să fie folositor, atât minții, cât și Inimi dumneavoastră. Am onoarea să îi introduc pe primii doi conferențiari, primii doi vorbitori. Primul care va avea cuvântul este conferențiar universitar dr. Sofronie Coste Costică. Citind CV-ul dumnealui, am înțeles un lucru foarte interesant. Domniei sale îi place foarte mult apa, o să vedeți de ce, și îl iubește pe Dumnezeu în aceeași măsură, sau poate un pic mai mult. Spicuiesc din CV-ul dumnealui care este impresionant. Formația domniei sale este de inginer, absolvit Institutul Politehnic, Facultatea de Hidrotehnică la Iași, obține un masterat în 1996 în managementul resurselor de apă, Uh, doctor Inginer în Construcții Hidrotehnice, Certificat de Absolvire la Environmental Issues and European Policies on Water Management uh, și alte uh, specializări care privesc uh, uh, binele uh, apei. Ca experiență în domenii tehnice în Construcții Hidrotehnice, 35 de ani. În gospodărirea apelor, 25 de ani, expert tehnic 10 ani și învățământ superior 16 ani. Este președinte al Organizațiilor Comitetelor de Bazin pentru Europa de Est, membru în Organizația Internațională a Comitetelor de Bazin și director al Revistei Hidrotehnică. În total, are 36 de lucrări publicate, dintre care 17 internaționale. 4 cărți de specialitate amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Someștisa, planul de management al resurselor de apă din bazinul hidrografic Someștisa, bazinul hidrografic Someștisa și calitatea resurselor de apă din bazinul Someștisa. Activitatea spirituală și bisericească, pe lângă cele 140 de expertize tehnice pe care am omis să le menționez, activitatea spirituală și bisericească, se schițează în următoarele coordonate. Uh, absolvă uh, cursurile Biblical Education by Extension, cursurile Christian Life College of Chicago, cursurile fără frecvență a Institutului Teologic Pentecostal, diacon în Biserica Pentecostală începând cu 1991, începând cu 2001, prezbiter în Biserica Penticostală numărul 1 din Cluj, iar începând cu 2011, până în prezent pastor în Biserica Pentecostală numărul 1. Îi spunem un bun venit și după prezentarea celui de-al doilea vorbitor, în persoana profesor, preot, profesor universitar, doctor Tofană Stelian, după prezentarea CV-ului vom îl vom asculta pe domnia sa. Preotul, profesor universitar, doctor Tofan Stelian, cu un CV impresionant. Spicuiesc din el, mi-a fost foarte greu să fac o selecție, dar cu siguranță, din ceea ce voi spune, veți contura personalitatea impresionantă a universitarului, a teologului și din ceea ce am vorbit până acum în câteva cuvinte, cred că a omului, da? Tofan Stelian. 1994 devine lector universitar la Universitatea babes bolyai Facultatea de Teologie Ortodoxă, apoi în 1996 conferențiar universitar la aceeași universitate, tot în 1996 cancelar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, din 1998 până în prezent este membru în Senatul Universității babeș bolyai iar din 2003 primește titulatura de profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității babeș bolyai Este director executiv al Centrului de Studii Biblice, care alternează cu director adjunct al aceluiași centru în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, susține numeroase cursuri la nivel de licență, cursuri opționale, cursuri de master și cursuri la școala doctorală pe care le menționez, Cristologie și Sacramentalitate în Evanghelia a patra, dezvoltări în teologia biblică modernă, Duhul Sfânt și Evangheliile Sinoptice, în Evanghelile Sinoptice și în Evanghelia a patra, analiză comparativă. Este membru în numeroase societăți profesionale, dintre care spicuiesc câteva, ele sunt mult mai numeroase, Studiorum Novi Testamenti Societas, Society of Biblical Literature, Uniunea Bibliștilor din România, Centrul de Studii Biblice, Cluj, Eastern European uh, Lesson Committee al Organizației Biblice New Testament Biblical Scholars East-West Dialogue, membru în colective de redacție la numeroase, uh, la numeroase publicații, uh, precum uh, Sacra Scripta, Cercetări Biblice, anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă și coordonatorul colecției Teologia Biblică a, a, editurii Alma Mater. A publicat în total 8 cărți de specialitate, dintre care două ediții revizuite și îmbunătățite. Una este teza de doctorat, alta în curs manual pentru anul întâi. Este autor a peste 158 de studii și articole științifice publicate în reviste de specialitate, volume, anuare și altele. Este de asemenea deținătorul num a numeroase premii și distincții și diplome. Diploma de inovație instituțională acordată de Universitatea Babeș-Bolyai de două ori, diploma de membru de onoare acordat de Asociația pentru Contribuția Adusă Învățământului Teologic Lușan, diplomă de onoare acordată de Centrul de Creație și Cercetare Icoana, diplomă pentru participare la susținerea proiectului Rugăciunea pentru Copii, diplomă de excelență în proiectele științifice ale Centrului de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelia Luca și lista este foarte lungă. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o până acum, dar consider că toate aceste titluri au în spate enorm de multă muncă și meritau măcar spicuite. Dau cuvântul domnului profesor Costel Sofronie. Stimată audiență, distinși oaspeți, vreau să mulțumesc organizatorilor. Pentru acest simpozion cu o temă atât de importantă: perspective biblice asupra nașterii Mântuitorului, promisiune și împlinire. În urma lui cv mă simt atât de pe larg expus, mă, mă simt personal puțin strânjenit, dar vreau să trec la prezentarea temei pe care am ales-o, o temă care m-a provocat și anume nașterea Domnului Iisus Hristos este baza planului lui Dumnezeu din mântuire, așa cum a fost promis prin profețiile lui Isaia și împlinit în Noul Testament. Încep printr-o mică introducere, a importanței și măreției nașterii Domnului Iisus Hristos. Și subliniez doar câteva aspecte care se potrivesc mai bine acestei teme pe care am ales-o. Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost cea mai mare și mai frumoasă veste care s-a auzit pe pământul acesta. Astăzi vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domn. Profeții Vechiului Testament au prevestit-o. Îngerii au anunțat-o și nu s-au limitat doar la un mesaj sec, au și cântat-o. Păstorii, când au auzit mesajul lor, au mers acolo la Betleem să verifice dacă ceea ce li s-a spus este adevărat. Magii au constatat-o venind de departe. Natura a dovedit-o prin lumina care s-a arătat pe câmpia Betleemului și prin steaua aceea care i-a călăuzit pe magi. Cerul a lăudat-o atunci la nașterea Domnului Iisus Hristos. Spune Biblia că porțile cerului s-au deschis și o mulțime de oaste cerească au cântat și au lăudat pe Domnul pentru Mărețul lui plan de mântuire, dar totodată nașterea Domnului Iisus Hristos este și dacă vreți, baza, am spus eu, dar poate că am spus prea puțin, este și declanșarea planului lui Dumnezeu de mântuire a noastră a oamenilor. Locul profețiilor lui Isaia în cadrul profețiilor mesianice. Vechiul testament este plin de profeții despre Domnul Isus Hristos. Dacă ne gândim bine, întregul Vechi Testament nu este altceva decât, decât un reper, dacă vreți. Sunt niște semne care arată spre Domnul Isus Hristos. Din Genesa până în Maliah, întregul Vechi Testament arată spre Hristos Domnul. Cercetătorii au găsit 456 de profeții mesianice în Vechiul Testament. Am încercat odată să le număr, dar eu m-am lăsat. Din aceste 456 de profeții, 109 sunt profeții distincte referitoare la Domnul Isus Hristos, care trebuiau să se împlinească în Mesia. Poate că noi. Am găsit mai puține. Matematic, dacă numai 20 din cele 109 profeții distincte s-ar împlini într-un singur om, probabilitatea de împlinire este 1 la 1125 de trilioane. Ce probabilitate! Și mulți încă se mai gândesc astăzi dacă Isus Hristos este Mesia. Cartea profetului Isaia prezintă cele mai multe și diverse profeții. Nu fiindcă este cea mai mare după cartea psalmilor, chiar prezinte cele mai diversificate și mai multe profeții, cu privire la nașterea Domnului Iisus, la viața Lui, la lucrarea Lui, la suferințele Lui, la moartea Lui, la mântuirea pe care o dă El și la împărăția veșnică a Lui Dumnezeu, toate care sunt componente ale planului lui Dumnezeu de mântuire. Profețiile, acestea din Vechiul Testament, sunt în cea mai mare măsură și promisiuni ale lui Dumnezeu cu privire la planul lui de mântuire. Și aș vrea să specific câteva dintre aceste profeții. Promisiuni din Cartea Profetului Isaia care s-au împlinit în Noul Testament. 1. El, Domnul, este Dumnezeu care se coboară la noi să ne mântuiască. 2. El se naște din fecioară. 3. El ne scoate din întuneric la lumină. 4. El este robul Domnului în lucrarea lui Dumnezeu de mântuire, dar este nu numai un rob doar, el este și un împărat al împăraților, împăratul unei noi împărății, unei alte lumi a celor care îl primesc și sunt credincioși lui. 5. El a fost răstignit pentru păcatele noastre. 6. El cheamă toate popoarele la mântuire. 7. Împărăția lui este veșnică. Toate cele șapte puncte nu sunt altceva decât puncte de bază ale Planului lui Dumnezeu de Mântuire a noastră, a oamenilor. Suntem la primul punct, primul stâlp de bază al Planului lui Dumnezeu de Mântuire. Domnul s-a coborât la noi ca să aducă mântuirea. Cu albastru am pus profețiile. Din cartea lui Isaia, cu roșu, împlinirea lor în Noul Testament. Isaia 64 cu 5, când profetul pune întrebarea: vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Apoi, în 64 cu 1, noi nu putem constata el. O, Doamne, dacă te-ai coborât, tu la noi ai despicat cerurile și te-ai coborât tu la noi. Noi atunci am avea o șansă. 35 cu 4. El însuși va veni și vă va mântui. 64 cu 4, cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Și cu roșu, împlinirea profețiilor. 1 Timotei 1 cu 15, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Tit 2 cu 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Evrei 5 cu 9, El, Domnul, s-a făcut pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. 1 Ioan 3 cu 5, știți că El s-a arătat ca să ia păcatele noastre. 2. El se naște dintr-o fecioară. Isaia 7 cu 14. De aceea, Domnul Isus, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și împlinirea am ales numai citate din Evanghelia după Matei, capitolul 1, C 18. Începe. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în visul înger al Domnului și a zis, Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și toate acestea, spune evanghelistul, ca să se împlinească ceea ce a fost vestit prin prorocul Isaia. 3. El, Domnul, ne scoate din întuneric la lumină. Isaia 9, 1 cu 2. Întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. 42 cu 6. Eu, Domnul, te pun să fii lumina neamurilor. 49 cu 6. Să fii lumina neamurilor ca să aduci mântuirea până la marginile pământului și împlinirea lor, din nou cu roșu, din nou testament. Matei 4, 13, 14. A părăsit Nazaretul și a venit să locuiască la Capernaum, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Ioan 1,6 spune Ioan Botezătorul. El Ioan a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă în el. Ioan 12 cu 46. Eu am venit, spune Domnul Isus, ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Coloseni 1 cu 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Ce împlinire frumoasă! Patru, el este robul Domnului în împlinirea planului lui Dumnezeu de mântuire, dar este și împărat. Un rob împărat care arată cele două naturi care coexistau în. Domnul Iisus Hristos. Profeția cu albastru, Isaia 9 cu 6, căci un copil ni s-a născut și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Isaia 42 cu 1, iată robul meu. Și spune Domnul în continuare, Alesul meu, 33 cu 22, căci Domnul este Împăratul nostru, El ne mântuiește. Și împlinirea Matei 2 cu 2. Unde este Împăratul de curând născut? Au întrebat magii. Vedeți aici ce au înțeles ei atunci? Domnul Isus nu a devenit Împărat. Domnul Isus s-a născut Împărat. El era Împărat. Numai unii l-au recunoscut. Luca 19 cu 38. Binecuvântat este împăratul care vine. Matei 20 cu 28. Căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ce rob! care să împlinească în tocmai voia lui Dumnezeu. 1 Timotei 6 cu 15. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. 5. El este răstignit pentru păcatele noastre. Din nou am păstrat culorile peste tot. Cu albastru este. Profeția cu roșu este împlinirea și toate profețiile le-am luat numai din Cartea prorocului Isaia, 53 cu 4. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem vindecați, noi suntem mântuiți. 53 cu 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiurea noastră. Roman 3 cu 25. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jerfă de ispășire. 1 Ioan 2 cu 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre ale tuturor. 6. El, Domnul, cheamă toate popoarele la mântuire. Isaia 11 cu 10, neamurile se vor întoarce la El. 49 cu 6, de aceea te pui să, să, fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la, capetele, până la capătul pământului. 55 cu 1, voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. 56 cu 6, și pe străinii care se vor lipi de Domnul, îi va primi Dumnezeu și împlinirea, Luca 1 cu 1, 48, ce spune Fecioara Maria, toate neamurile îmi vor zice fericită. Ce spune Simeon când l-a luat la templu în brațe, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea, tuturor popoarelor. Matei 28 cu 19, porunca Domnului Iisus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Șapte. Împărăția lui este veșnică. Isaia 9 cu 7. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini de acum și în veci de veci. 35 cu 10. Cei izbăviți de Domnul vor merge cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul. În primirea 1 Timotei 1 cu 17, a împăratului veșnicilor să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Evrei 1 cu 12, dar tu același ești și anii tăi nu se vor sfârși. 2 Petru 1 cu 11, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Nașterea Domnului este baza planului lui Dumnezeu de mântuire. Pentru că nașterea Domnului nu a fost o întâmplare, ci a fost un eveniment foarte bine planificat și împlinit cu credincioșie de Dumnezeu. În al doilea rând, nașterea Domnului nu a fost un accident, ci a fost un moment bine ales de Dumnezeu în istoria omenirii. Nașterea Domnului nu a fost un plan de avarie sau de rezervă a lui Dumnezeu sau de moment. Nu am mai știut Dumnezeu ce să facă și a trebuit să intervină. Nu. Ci nașterea Domnului Isus a fost planul lui Dumnezeu veșnic făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Nașterea Domnului nu a fost rezultatul unor întâmplări sau al inteligenței unor oameni, ci a fost voia lui Dumnezeu. Și aici. Vreau să dau câteva dovezi. Nașterea Domnului a fost un eveniment bine planificat de Dumnezeu și împlinit de Dumnezeu cu multă credincioșie. Și cel mai potrivit este capitolul 25 din Isaia și spicuiesc câteva versete de acolo. Versetul 1. Doamne, tu ești Dumnezeul meu. Laud în numele tău căci ai făcut lucruri minunate, planurile tale făcute mai dinainte, s-au împlinit cu credincioșie. Le vede Isaia peste viacuri. Versetul 4, căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel nenorocit. Versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta pe care îl arată un ospăț. Versetul 7, și pe muntele acesta înlătură Mahrama, care acoperea toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Versetul 8, pe muntele acesta nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele. Și versetul 9, în ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Nașterea Domnului nu a fost un accident, ci un moment bine ales de Dumnezeu în istoria omenirii. Și am ales doar un singur verset. Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, Născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. a fost cel mai bine ales moment din punct de vedere politic. Niciodată în istoria omenirii până atunci sau după aceea, nu au mai fost condiții atât de favorabile pentru libera trecerea frontierilor, niciodată n-au fost condiții atât de favorabile pentru libertatea întrunirilor și exprimării concepțiilor. Din punct de vedere cultural, cel mai bun mijloc de comunicare de, după turnul Babel erau trei limbi de circulație, ca să spunem, mondială. Pentru lumea de atunci era greaca, cu dialectul coine pe care îl înțelegeau toți, era aramaica și era latina, și se înțelegeau toți, nu aveam nevoie de translatori. Din punct de vedere economic, era un sistem de plăți și monede valabile pe, peste tot. Nu trebuiau să meargă la case de schimb valutar. Banii care îi aveau mergeau peste, peste tot. Din punct de vedere social, Pax Romana, din punct de vedere religios, toate religiile. De atunci, fără una, cea mozaică erau politeiste și imorale. Și cele mai multe dintre ele erau limitate la un grup doar sau la o cetate sau la, numai la niște inițiați. Nașterea Domnului, cum spuneam mai înainte, nu a fost un plan de avarie sau de moment al lui Dumnezeu, ci a fost. Planului Dumnezeu făcut din veșnicie în Domnul Isus Hristos, Isaia 37 cu 26. Dar n-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de demult, că le-am hotărât din vremuri străvechi. Efeseni 1, 9 cu 10, că ce a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri, cu cele de pe pământ. Efeseni 3, 9 cu 11. Isprăvnicia acestei taine ascuse din viacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile pentru ca să cunoască înțelepciunea nespus de velurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Nașterea Domnului Iisus Hristos nu a fost rezultatul unor întâmplări sau al inteligenței unor oameni, ci a fost voia lui Dumnezeu și împlinirea ei. Isaia 28 cu 29. Și lucrul acesta vine de la Domnul Oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. 46 cu 11. Eu am spus, a zis Domnul, și voi împlini. Eu am plănuit, a spus Domnul, și eu voi înfăptui. 53 cu 11. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirile lor. Și împlinirea. 1 Tesaloniceni 4 cu 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. 1 Ioan 4 cu 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Și acum, în loc de concluzii, materialul meu a fost poate prea puțin pregătit. A fost mai mult o extragere a unor profeții și promisiuni din cartea prorocului Isaia și am vrut să arăt cum s-au împlinit ele în Noul Testament. Ca tare, nu este chiar o concluzie, dar în loc de concluzii îmi permit să spun că această carte a profetului Isaia prezintă cele mai multe și diverse profeții cu privire la nașterea, viața, jertfa, mântuirea și împărăția veșnică a Domnului Iisus Hristos. Toate acestea constituie planul minunat al lui Dumnezeu de mântuire prin și în Isus Hristos. Aceste profeții din cartea lui Isaia sunt și promisiuni făcute de Dumnezeu și pe care Dumnezeu le-a împlinit cu credincioșie, datorită multelor acestor multe profeții și promisiuni despre planul lui Dumnezeu de mântuire în Domnul Isus Hristos. Isaia este supranumit evanghelistul Vechiului Testament. Și vă reamintesc primul verset din Isaia, capitolul 25. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, laud numele Tău, că ce ai făcut lucruri minunate, planurile tale făcute mai dinainte, s-au împlinit cu credincioșie. Și 25 cu 9, acesta este Domnul, să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Și Romani 11 cu 36, din el prin el și pentru el sunt toate lucrurile a lui să fie slava în veci de veci așa să ne ajute Dumnezeu amin domnule director domnilor profesori domnilor pastori Onorat auditoriu, dar iubiți tineri, în primul rând, din acest onorat auditoriu. Astăzi eu trebuia să fiu la München, în săptămâna aceasta, pentru cursuri și prima invitație pe care am avut-o la acest simpozion mi-a făcut-o domnul profesor Sofronie. Și atunci, adinsuși amintește, am spus că îmi pare rău, nu pot să vin, pentru că voi fi la München dar dacă se întâmplă ceva, voi veni cu plăcere dacă nu voi pleca. Și s-a și întâmplat. Și anume, astăzi mi-am dat seama de ce nu trebuia să fiu acolo, pentru că nu-i nimic întâmplător. Absolut nimic întâmplător în viață. Eu vin de la o festivitate din cadrul facultății noastre, 90 de ani de învățământ teologic ortodox în Cluj, în Apoca, de aceea sunt și festiv îmbrăcat, nemai având timp uh, să-mi dau jos uh, ținuta specifică. Dar să știți că odată când am plecat la Iași, a invitat, fiind tot în mediul meu protestant, la o conferință, am întrebat, și zic, vrei să vin îmbrăcat civil sau vrei să vin îmbrăcat preot ortodox? Și atunci mi-a spus, nu, preot ortodox, pentru că altfel vă confundați cu noi. Vrem să avem oaspete din afară. Astăzi mi-am dat seama, în pauza festivităților, pentru cine trebuia să nu plec. Pentru că atunci când e mai presus de mine, atunci îmi dau seama că Dumnezeu lucrează altfel, ne reține pentru alte scopuri mai importante. Și cred că și pentru cineva de aici. Pentru unul, pentru doi pentru trei, poate pentru niciunul de aici, poate pentru alții care vor vedea filmul. trebuie să fiu și eu aici și cei care sunt de față. Eu sunt recunoscător celor care m-au invitat în mijlocul dumneavoastră, într-un mediu eminament dincolo de al meu, religios, și să știți că eu vă respect pe toți, pentru că eu sunt adeptul concepției numai dacă stăm de vorbă unii cu alții ne cunoaștem. Altfel nu ne putem cunoaște. Fiecare îmi vor rămâne cu păreri deosebite, unii despre alții, confesional, sigur, și nu se ne cunoaștem niciodată. De aceea, cu cât vom sta mai mult la masa dialogului, la masa dialogului, cu cât vom, cu cât vom se spun, cu cât ne vom intersecta mai mult în plan științific și academic, în plan eclezial, cu atât ne vom cunoaște mai bine. Ceea ce avem comun și ceea ce ne desparte. Dar să știți că mai mult avem comun decât în contradictoriu. Acesta este motivul pentru care eu sunt aici. Așadar, într-un mediu în care mă regăsesc, pentru că știu că se ascultă cu interes și cealaltă parte de lume, că noi de multe ori ne postăm în lumi diferite, și spun asta pentru că în cadrul programului meu biblic tot la două săptămâni de la biserica din centrul schimbare la față, de la 18.30 și care se transmite în direct la Radio Renașterea, știu că este urmărit de foarte mulți pastori și de creștini aparținători altor culte și îmi și scriu. V-am scriu și critic. Domnul Bica cu densul, corespundeți cel mai mult în contradictoriu. Dar îl respect foarte mult. Iată ce înseamnă asta, că ne intersectăm, ne cunoaștem mai bine și învățăm unii de la alții. Aceasta este introducerea mea, încercând să vă arăt motivele pentru care eu sunt aici. Și acum rog onoratul prezidiu să mă cronometreze cu referatul dat din momentul ăsta. Iar introducerea aceasta să o pun pe seama pauzei. Sunt eu dispus să nu stau în pauză. Tema pe care eu am ales-o pentru dumneavoastră, așa cum vedeți, este de, de fapt o întrebare, dar nu retorică deloc. Contemporan cu nașterea Domnului, o perspectivă biblică. Din capul locului mi-ați putea spune, cum să fim contemporan cu nașterea Domnului? Nașterea Domnului s-a petrecut acum aproape 2000 de ani mai mult chiar. Și cum să fim contemporani cu. Suntem contemporani cu cei care trăiesc astăzi cu noi? Suntem contemporani cu cei de care suntem mândri sau nu suntem mândri? Mai mulți nu suntem mândri dintre cei. Mai mulți nu suntem de acord sau nu suntem mândri cu cei cu care suntem contemporani. Și de cum să fim contemporani cu nașterea lui Isus? Ei, vreau să vă răspund la această întrebare. Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde, știți ce, relația noastră cu Dumnezeu, într-o calitate pe care ne-a adus-o fiecăruia în parte, nașterea lui Isus. Într-un anumit statut l-a pus pe om acest eveniment unic profețit, așa cum foarte frumos să spun domnul profesor Sovronie, în nenumărate profeții ale Vechiului Testament. Și undeva, într-un loc, îl vedem pe Iisus, interpret al acestor profeții. De mai multe ori, dar într-un loc, interpret, dar foarte dur. Poate că, sigur, acum răspunsul vi-l dați și îl știți poate toți. E vorba de Iisus înviat pe drumul spre Emaus, Luca 24. Fi foarte interesant o temă, pe, pe, o dezbatere pe tema asta, Iisus interpret al propriilor profeții mesianice, adică al profețiilor mesianice despre El, Iisus înviat, exegetul, primul mare exeget. Și acum, haideți să trecem la tema mea. Stau aici pentru că vreau unele lucruri cu laserul, după cum observați, să le punctez. De fapt, prelegerea mea din câteva slide-uri va fi, de fapt, un amestec de relevanță științifică și umiletică. N-am trecut numai în spațiul științific pentru că am fost informat despre auditoriu, dar nici nu puteam pentru cei mai avizați să nu mă opresc și asupra acestui aspect. Și în final o să vedeți la concluzii sau un loc de concluzii și eu ca și domnul profesor, dar va fi de fapt o afirmație. Așadar, ca să urmăriți mai bine, să mă puteți urmări mai bine, un mic cuprins cu aceste probleme pe care, iată, le abordez, și anume, relatări ale nașterii Domnului, primul capitol, doi, teologisirea nașterii Domnului. Adică, ce înseamnă asta? O să vedem ce înseamnă. Și în loc de concluzii, o afirmație pe care am să o explic, Crăciunul fără Crăciun. Cum este asta Crăciunul fără Crăciun? O să vedem. Așadar, prima problemă pe care o dezbatem, relatări ale nașterii Domnului <coughs> și observați aici, am scris o perspectivă istorică și, după cum observați aici, o perspectivă teologică. Majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți, noi avem patru relatări în Noul Testament ale nașterii Domnului mi-ați putea spune cum patru relatări, pentru că avem numai două. Avem două relatări la doi evangeliști, dar mai avem încă una, o să o vedeți în ce constă, și avem încă o relatare la Apostolul Pavel. Atât despre nașterea lui Isus Hristos. Numai atât. Și după cum vedeți, Matei capitolul 2 și Luca Același capitol 2 prezintă evenimentul nașterii lui Isus dintr-o perspectivă istorică. Ei nu sunt preocupați, acești prim doi evangeliști, între cei sinoptici trei, ei nu sunt preocupați de semnificații profund-teologice. În special Matei. Și nici Luca. Cu toate că o să vedem Luca. Are câteva referințe de mesaj spiritual, teologic pentru lumea de atunci, dar în special pentru lumea care urma evenimentului nașterii, primul rând pentru cititorii lui din a doua jumătate a secolului I și cu atât mai mult pentru noi cei de astăzi. Cât privește perspectiva teologică avem două referințe în Ioan 1, 11, 12, atât două versete, dar care vorbesc despre nașterea lui Isus. Și Pavel, Apostolul Pavel, Galatem 4, 4, 6, text amintit și de domnul profesor Sofronie. Acești din urmă autori nou testamentari, Ioan și Pavel, Apostolul Pavel, prezintă nașterea lui Iisus Hristos dintr-o perspectivă profund spirituală teologică. Deja ei nu mai sunt preocupați de evenimentul istoric, de un eveniment al istoriei, de un eveniment real al istoriei, ci ei sunt preocupați de semnificația spirituală a nașterii lui Isus, de mesajul pe care nașterea lui Isus l-a avut în primul rând pentru lumea de atunci, pentru cititorilor imediați și pentru lumea de astăzi. Dar cu siguranță și pentru cea care va veni după noi. De acești doi autori, Ioan și Pavel, depinde răspunsul la întrebarea, de fapt afirmație, contemporani cu nașterea? Ei ne spun că suntem contemporane. Și dacă suntem contemporani cu nașterea lui Isus, atunci e grav de importantă referința noastră la această sărbătoare. Grav de importantă cu ghilemele de rigoare în sensul pozitiv al cuvântului. Dacă suntem contemporani cu nașterea din perspectivă biblică, atunci să știți, dragii mei, că nu ne este indiferent cum așteptăm Crăciunul, și cum sărbătorim nașterea lui Isus. Fiecare în parte. Absolut fiecare dintre noi. Trec rapid peste aceste lucruri, doar o schiță de prezentare și acum, haideți, pentru că vă spuneam de Matei și Luca, cu perspectiva istorică a relatării acestui eveniment, doar câteva aspecte, câteva crâmpeie. Iată, nașterea lui Isus, un fenomen istoric pentru evanghelistul Matei, cu evenimente, și naturale, după cum vedeți, și supranaturale. Și pentru cei care sunt mai familiarizați cu Evanghelia după Matei, și din perspectivă științifică, uitați-vă două moduri diferite de privire acestui eveniment de către evanghelist, așa cum este, cum este reflectat analiza în spațiul exegetic științific de astăzi. Iată, eveniment în timpul vieții lui Rot, primele 18 versete din Matei 2. Și evenimente după moartea lui Ierod. Și asta ar fi o primă, să zicem, împărțire a modului de relatare a Evanghelistului. Și apoi, din altă perspectivă, după alți exegeți, evenimente care se desfășoară în Ierusalim, Matei 2, 1, 8, și evenimente care se desfășoară în Betleem, deja, deci în afara Ierusalimului, Matei 2, 9, 12, și același aspect, Luca dar o să vedem mai, mai departe, Duca 2, 4, 20. Ce este important aici la Matei? Fiecare din aceste episoade de aici, vedeți, este introdus de evenimentul sau episodul magi, foarte important pentru Matei. Și anume de călătoria lor la, și sosirea la Ierusalim, dialogul cu Irod, plecarea lor, călăuzirea spre Betlehem, foarte important, foarte important ce înseamnă acea stea, călăuzirea lor spre Betlehem și iarăși mai mult decât atât important, închinarea lor în fața pruncului. Nu prezența lor acolo, am venit, uite, l-am văzut pe pruncul și ne întoarcem acasă. Evangelistul Matei folosește un cuvânt care pentru cititorii lui de atunci era foarte important în spațiul limbajului cultic. ce s-au închinat lui dându-i daruri. Și acest lucru, acest gest al acestor magi, aruncă, să spunem așa, în aer absolut toate ipotezele vis-a-vis -vis de originea lor și de statutul pe care el aveau. Foarte important ce spune Matei. De fapt, el... Matei este și o evanghelie cultică, să știți, ce este o altă perspectivă pentru teologi mai mult, un manual de cateheză creștină, dar în foarte multe lucruri eminamente orientat cultic și misionar. Ei, aceasta este perspectiva foarte sumară a lui Matei vis-a-vis -vis de evenimentul nașterii. Deci să mergem la Luca. Accentele lui Luca, foarte sumar. De fapt, fiecare din episoadele pe care le-am descris constituie, să știți, momente, subiecte de analiză în bisericile noastre. Noi nu putem să știți să vorbim global despre nașterea lui Iisus Hristos într-o predică, într-o conferință, nici vorbă. Numai dacă trecem foarte fugitiv și adesea ne fiind în măsură să analizăm toate lucrurile, toate aspectele. Matei este subiect de analiză ori în șir. Luca la fel, Ioan, Pavel, așa mai departe. Ce vreau eu să fac este o scurtă trecere în revistă pentru dumneavoastră vis a de modul în care să înțelegem că trebuie astăzi să ne raportăm la evenimentul nașterii. Care sunt accentele lui Luca? Și mai mult decât Matei în spațiul istoric. De fapt, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți Luca a fost un istoric. Evanghelia lui are foarte multe amănunte istorice, de altfel și în evenimentul nașterii, după cum puteți să vedeți, iată, el menționează pe Augustus, de aceea este, din acest punct de vedere, cea mai importantă referință la nașterea lui Isus. Narațiunea lui Luca, pentru că el prezintă nașterea nu ca pe un bază al istoriei, ci încadrat într-un context istoric real pe care cititorii de atunci îl cunoșteau. E foarte simplu, e foarte logic. Și anume, vă -am amintește de Augustus și știm când a trăit, vedeți acolo anii, 27-14 de Hristos, apoi de Gvirinius, spune mai întâi, într-un recensământ inițiat de Gvirinius, s-a întâmplat în scrierea aceea, iată, uh, Virinius. Uh, domnește de două ori, a doua oară undeva între 10, prima oară undeva între 10 de Hristos, 6-7, probabil după Hristos, Emil Schurer, într-o carte a lui, uh, Istoria poporului evreu, uh, în, în uh, epoca lui Isus, apărută la Edinburgh în 1973. Cartea este în engleză, History of Jewish People in the Age of Jesus Christ. El dă cel mai multe amănunte în acest sens și știți că Emil Schürer este credibil. Uh, este credibil în ceea ce el prezintă în acea carte, vis, -vis de istoricitatea lui Isus. Apoi, episodul păstor foarte important la Luca. Foarte important, și iată de ce, fără să insist, datorită faptului că ei sunt beneficiarii Revelației, lor se descoperă primat acest lucru, că s-a împlinit timpul. Ei sunt trimiși. pe cu Isus. Spre ei cerul are primul mesaj al nașterii. Nu descoperire în vis. Primul mesaj al nașterii, precis pentru pământ. Și știți care este acest mesaj. Slavă, lucie lui Dumnezeu și pe pământ pace și bunăvoire între oameni. Și asta a fost mesajul cerului, mesajul prin excelență al nașterii, transmis păstorilor pentru pământ. Apoi, Misiunea păstorilor. Foarte importantă. Despre misiunea păstorilor, o oră întreagă am putea vorbi. În versetul 20, parcă, Luca 2, 20, dacă rețin bine, într-un verset sunt șase verbe ale evanghelistului, fiecare foarte important în limba greacă. Spunând, păstorii sau întors, lăudând și slăvind pe Dumnezeu, trei verbe, adică dinamica, păstorilor, când? După ce s-au întâlnit cu pruncul Iisus. Și ce făceau ei? E numai că s-au întors slăvind și lăudând. Dar lăudau și slăveau pe Dumnezeu cum? În acord cu ceea ce spune Luca și ne întrebăm de unde știa Luca acest lucru. Este și o altă problemă, deschise cercetării, dar ce vă spun imediat. Și pentru câte văzuseră și auziseră. Și pentru câte atenție li se spusese. Foarte important. Numai aceste cuvinte să le reținem. Ca misiune a noastră astăzi, ca misionare ai nașterii, în lume. Noi n-am făcut nimic. Dacă, vizavi de nașterea Lui Iisus, rămânem în bisericile noastre sărbători în Crăciunul și ne îmbrăcăm mai frumos, e frumos, e sărbătoare, e normal să ne îmbrăcăm mai bine. Deci dacă ne îmbrăcăm mai frumos de Crăciun, dacă avem o masă mai îmbelșugată, Bem un loc de un pahar de vin, trei sau patru, poate mai mult unii, că spun că e Crăciunul. Și nu mai știu că e sărbătoare după ce au băut mai mult. Au uitat că e Crăciunul. Și așa mai departe. Ce să nu e sărbătoare? Ce să nu-i Crăciun? Noi trebuie să fim misionari ai nașterii, în lume, toți, începând de astăzi. Și de ce, în primul rând? Sau cum? Pentru tot ce am auzit, pentru tot ce am văzut în viața noastră, câte n-am auzit, câte n-am văzut în viața noastră de la pruncul Iisus și pentru tot ce ni s-a spus, de câte ori ați ascultat și câte nu vi s-au spus în bisericile dumneavoastră. Misionari în lume, până în lume că suntem contemporani cu Crăciunul, vom vedea în final. Altfel, sărbătorim un eveniment, ca oricare alt eveniment, repet, ne adunăm în biserici, vorbim frumos, ne entuziasmăm, plecăm acasă, vorbim despre naștere, mai cântăm o colindă și. Și? Asta e Crăciunul? Așa sărbătorim nașterea lui Isus, nici vorba. Nu suntem contemporani cu Crăciunul și o să vedem în final. Și ultima problemă de accent al lui Luca, nu ultima, penultima, Taina Mariei. O oră întreagă. Și aici stă depozitul din care Luca a luat toate informațiile acestea cu lux de amănunte. Cu lux de amănunte. Pentru că iată ce spune el despre Maria, a păstrat toate cuvintele acestea punându-le în inima ei. Primul depozit al informației despre naștere și a tuturor lucruri minunate petrecute cu Isus a fost inima Mariei, să știți. Dincolo de orice relevanță cultică pe care în confesiunile noastre sigur o dă Mariei. Dincolo de toate acestea. Noi vorbim de Maria, mama lui Isus, cea de atunci. Nu cea. Cum o înțelegem astăzi creștinii, în mod deosebit să o cinstim. Să o cinstim, nu să o adorăm. Și ultimul mesaj, cel al evangelistului, care ține de tot modul lui de relatare a. de relatare al evenimentului. Nu am cum să vă spun mai mult aici, pentru că este. tot ce v-am spus aici ar trebui sintetizat acum în câteva. Direcții. Și acum să trecem la teologăsirea nașterii. Am fi putut să ne oprim numai la perspectiva istorică și vedeți din câte puncte de vedere trebuie văzută nașterea, dar, dar minte, acum ce urmează. Cum urmează pentru noi? Teologăsirea nașterii. pare rău, poate nu mai am cât mai am la dispoziție. Cât? Încerc să mă încadrez. teologisirea nașterii. Și haideți să ne oprim mai întâi la Galaten 4.4.6, dar foarte pe scurt. Textul acesta necesită, repet, iarăși analize ample. Și iată de ce. Mai întâi textul l-a citit și domnul profesor anterior, dar aș vrea să-l recitim și ce vedeți dumneavoastră acolo subliniat este foarte important. Când a venit plinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe fiul său născut din femeie, născut sub lege. Clar, născut în cadrul istoric. De se spune, din femeie, sub lege. Nu un bas, nu o ficțiune a istoriei. De ce acum? Aici avem o conjuncție în limba greacă, ina, care nu a fost recunoscută, în calculatorul meu recunoscută, dar nu este recunoscută de calculatorul care predă textul pentru că nu are fontul cu care eu am lucrat în limba greacă. O conjuncție aici pentru ca să, deci pentru ca pe cei de sub lege să răscumpere ca să dobândim din nou ina în fiere. Imediat o să vedem că spunem aici, uitați-vă, scopul trimiterii cu privire la omie îndoit. Păi întrebăm de ce a trebuit să-l trimită, de ce a venit Iisus la plinea vremi Două obiective pentru om, pentru om. Și de aici, legat de om pentru întregul univers. Și acest aspect al uh, urmărilor, efectelor nașterii lui Isus asupra întregului univers sunt descrise în special în epistola către Romani. Dar nu insistăm acum asupra acestui lucru. Mergem mai departe. Avem aici răscumpărarea, important, și în fierea. Și vă aș ruga pe toți acest cuvânt în fierea să -l puneți undeva, deoparte deocamdată, în inimă, în minte și după aceea o să-l luăm de acolo, ca să reflectăm puțin la acest cuvânt. Și spune mai departe, pentru că sunteți fii, ai cum explică Apostolul Pavel, pentru că sunteți fii, Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Părinte. În, de fapt, între exegeți în păreri diferite, Ava acesta ar fi un diminutiv, de fapt, tăticuțule, părințele, cu referire la tata. Adică când îi adresez, când tatălui cu un diminutiv, parcă relația cu el este mai încărcată de emoție. Și în felul acesta tu nu mai ești rob, ci fiu, a, deja deci te ce ne-a dus Crăciunul. Iar dacă ești eu ești și moștenitor al lui Dumnezeu, nu cu Isus Hristos, e foarte important acolo, ci prin Isus Hristos, dia tu ISU. Deci prin Isus Hristos. Scopul trimiterii cu privire la om e îndoit. Și anume, 1. Ca să îi răscumpere pe cei de sub lege, deci din legea veche, să ne ridice într-un alt statut, și doi, ca să dobândim în fierea. De fapt, observați aici, această dublă semnificație este marcată de această conjuncție ina în limba greacă, care înseamnă cu scopul de a sau pentru ca să. Așadar, de ce s-a întrupat Isus? Avem aici, pentru ca să rescumpere pe cei de suplece, să scoată de sub influența legii vechi și mai departe, ca să dobândim în fierea. Știm toți ce înseamnă în fierea. Statutul de copil, un copil adoptat se bucură de toate drepturile familiei care l-a adoptat. Deci devine copilul de drept legitim al familiei respective. Și moștenitorul, de fapt, toate acestea le spune Apostolul Pavel. Așadar, după Apostolul Pavel, scopul întrupării, în accentul deosebit al ei, este ca noi să dobândim în fierea, adică statutul de copil al lui Dumnezeu. În momentul nașterii lui Isus, toți trebuie să știm acest lucru. Am intrat în casa lui Dumnezeu. Am intrat în familia lui Dumnezeu. Facem parte din familia lui Dumnezeu. În calitate de copil, nu de invitat, nu de oaspete. Foarte important aceasta. Și de atunci, Dumnezeu ne-a devenit Tată, iar Isus, logic, frate. Iată ce am dobândit noi la Crăciun. Mergem un pic mai departe la Ioan. Foarte pe scurt, în două versete, el prezintă toate semnificația nașterii. Și anume, iată ce spune el. Într-o ale sale a venit, dar a nu l-au primit. Curt. Foarte precis, arătând cum s-a raportat poporul ales la el. Și acum este foarte important versetul 12. Și pe toți va juga, de la cei mai tineri până la cei mai vârstnici, acest verset 12 să-l avem în mintea noastră ca un light motiv care zi de zi să ne urmărească și să-l aducem în reflexie. Iată ce spune Ioan. Dar celor câți l-au primit, deci celor care l-au primit, care cred într-un numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. În limba greacă avem precisă exprimare, e o, e o formulă, e o ecuație geneste. Ce înseamnă acest lucru? Textul acesta un pic poate vă pune în derută vis-a-vis de ce am spus. Când Apostolul Pavel spune că am dobândit în fierea, am dobândit-o, și Apostolul Ioan spune că numai pentru cei care cred, deci numai cei care cred în numele Lui, acelor le-a dat putere, cu lare minte să fiți la acest text, ca să devină fiul lui Dumnezeu. Există contradicție între Apostolul Pavel și Ioan? Nu. Dar atunci cum înțelegem asta? Pentru că dacă ne oprim numai la acest verset, am ajunge la concluzia. Păi înseamnă că nu suntem toți fii. Deci, nașterea nu e universală. Ce, ce vrea să spună Ioan? știți că Ioan nu s-a jucat cu cuvintele. Și ca să înțelegem mai bine, mai bine ce vrea să spună Ioan, mergem la următoarele cuvinte de pe acest slide, și anume, în fierea egal dar și devenire. Sau dat și devenire. Puțin atenție aici. Dacă aș cum n fi fost atenți până acum. În fierea o avem în viziunea lui Ioan ca și dar, am primit un dar. Despre acel dar vorbește Apostolul Pavel. Deci nu există contradicție între cei doi autori nou-testamentare. Am primit un dar. Adică statutul pasiv, ca să spunem așa, al înfierii, adică de, de, copila lui Dumnezeu. Și mă explic imediat. Dar Ioan este singurul autor nou testamentar care într-un cuvânt, într-un verb, pune toată semnificația nașterii cu privire la noi în sensul de mandat, de misiune pe care o avem în lume și anume devenirea. Și uitați-vă puțin aici la text. Cei care cred în El, deci la nașterea lui Iisus, toți s am primit statutul de copil al lui Dumnezeu. Punct. Acesta e datul sau darul. Haideți să facem un pas mai departe ce spune Ioan. De aici facem un pas mai încolo. Și anume, în acest statut de copil al lui Dumnezeu, noi devenim. Creștem. Deci nu-i suficientă starea oarecum virtuală de copil al lui Dumnezeu în care am intrat prin nașterea lui Isus. Această stare trebuie să devină mereu activă și ne creștem. Adică, uitați-vă aici, verbul acela spune că astăzi suntem în, într-o numită ipostază, mâine suntem ceva mai mult decât astăzi și poi mâine mai mult decât mâine. În statutul de copil al lui Dumnezeu trebuie să creștem, dragii mei. Asta spune Ioan. Și în asta aici stă toată semnificația de mandat misionar, de eveniment teologisit pentru lumea de astăzi și care va veni după noi a întrupării lui Isus. Explic puțin context din Ioan 1 Ioan 3, 1, 2, din epistola sobornicească. Ia uitați-vă ce spune el, se explică Ioan. Explică parcă ce spune aici în, în Evanghelie. Zice așa, vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ce fel de iubire. Ca să ne numim fiii lui Dumnezeu și suntem. Foarte important, suntem, esmen. Adică cum suntem Fiii lui Dumnezeu. Ce vă spuneam înainte, aceasta este starea virtuală. Și uitați-vă cum vorbește el de devenire. Iubiților, Acum suntem fii ai lui Dumnezeu, tehnateu aici, și acum este important. Și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Deci, dintr-o dată, trece de la prezent la viitoare. Suntem, dar ce vom fi încă nu s-a arătat. Deci, vom fi mai mult decât acum. Și uitați-vă în ultimul verset, ci știm că atunci când El se va arăta, Vom fi asemenea lui. Aici este esometa: vom fi viitorul asemenea lui. Deci, ultimul nivel, starea ultimă a devenirii noastre, în calitate de copil al lui Dumnezeu, va fi atunci revelată. Până atunci, noi tot creștem calitativ, ontologic. În statutul de copil al lui Dumnezeu, statut pe care l-am primit toți, virtual, la nașterea lui Sus, dar în care creștem pe măsura împlinirii credinței și raportării prin credință la acest eveniment. Mesajul Evanghelistului este de creștere, de devenire în statutul de copil sau de fiu al lui Dumnezeu. În loc de concluzii, Crăciunul fără Crăciun, și cu asta închei explicând tot ceea ce v-am spus până acum cu starea virtuală și de devenire. Dragii mei, dacă nu creștem în statutul de copil al lui Dumnezeu, Crăciunul nu este actual pentru noi. Devine un eveniment al trecutului. Dacă creștem în statutul de copil al lui Dumnezeu, Crăciunul este contemporan cu noi. Pentru că în fiecare an, sau altfel spus, în fiecare zi, vom fi mai mult în ceea ce înseamnă un copil al lui Dumnezeu. Mai mult mâine decât astăzi și mai mult poi mâine decât mâine. Și am să dau un exemplu. Toți care suntem aici, am fost sau suntem încă copii cuiva, a mamei și a tatălui. Unora părinții nu mai trăiesc, altora le trăiesc ca un dar, eu încă sunt copilul lor. Eu am 56 de ani, iar taica mea are 85 și când mă duc acasă, spune, a venit copilul meu acasă, eu sunt bunic. Și îmi spune că a venit copilul acasă. Ce a însemnat statutul nostru de copil pentru părinții noștri? Toți s-au bucurat când a venit pe lume. Bucurie imensă pentru mama, pentru tata. Mai ales pentru tata dacă a venit băiat. Și ăla a fost primul moment al bucuriei noastre când am intrat în familia noastră în statutul de copil al lor. Și ne-am oprit acolo. Al doilea mare moment important pentru ei în creșterea noastră este acela în care am mers la grădiniță și am spus o poezie. Unii am spus-o până la capăt, alții ne-am oprit plângând pe scenă după două cuvinte. Dar pentru părinții noștri era un pas de la cel care a venit în familia lor și a văzut lumina zilei de la cel care îl privesc deja în față, pe scenă, punând o poezie. Apoi am mers la școală. Și poate am venit acasă cu un premiu. Am venit acasă cu un premiu, cu o notă frumoasă și am încheiat o școală. Poate premia însă nu. Acela a fost alt moment al bucuriei lor. Am crescut. Nu mai eram nici cel de la grădiniță, nici cel din clasa întâi. Eram cel care am încheiat, spunem, 8 clase sau 10 clase. Mai departe. Am crescut, ne-am dus la școală, am dat un liceu, ne-am dus la facultate, deja părinții vedeau cum se întruchipează în ei deja un vis. Să știți că fiecare părinte are un vis cu copilul lui. Absolut fiecare părinte. Și să știți că fiecare părinte dorește să realizeze copilul lui ce n-a realizat el. Visul meu de copil a fost să ajung și preot, dar medic, în primul rând. Și unul din copiii mei mi-a împlinit visul ăsta. Datorită contextului vremii de atunci, n-am putut să fiu preu, n-am putut să ajung medic. Uh, nu uitați, mai ales voi iubiți tineri, mama și tata are un vis în voi. Și trebuie să-l împliniți. În momentul în care împlinești visul, ai făcut infinit mai multe trepte, ai urcat infinit mai multe trepte în maturitatea ta ca și copil al acelor părinți. Te-ai căsătorit, s-au bucurat că copilul lor și-a făcut o familie. Și poate că să sunt și bunici sau străbunici. Până aici cresc ei. Ce distanță în creșterea ta, în statutul de copil al lui Dumnezeu, în devenirea ta, de la prima poezie, nu, de atunci când pentru prima oară în casa lor s-a auzit glășciorul tău plângând. De la prima poezie, de la primul premiu și până la statura ca prin tine să se vadă străbunici e o creștere. Așa este și cu Dumnezeu. Trebuie să creștem mereu în acest statut calitativ de copil al lui Dumnezeu. Și închei, punându-vă cum văd eu Crăciunul astăzi. Deci mesajul este cel al creșterii, dar cum văd eu Crăciunul și am spus în nou de concluzii, Crăciunul fără Crăciun vedem dacă este Crăciunul fără Crăciun. Știți cum îl văd eu? Am și scris undeva o dată. imaginați-vă o familie cu mulți copii. Și tata, la un moment dat, face zi frumoasă, sărbătoare frumoasă copilului mai mare. Și cheamă pe toți copiii lui la acea sărbătoare a copilului mai mare. Și toți vin. Sigur, vin cu daruri. Pentru fratele lor. Și intră toți în casă, o casă frumoasă, cu lumină, cu căldură, cu bucate în jur, totul frumos. Primiți acasă. Și la un moment dat intră și tata cu sărbătoritul. Parcă e mai frumos să-l așteptăm să intre pe scenă, nu? Și a intrat tata cu sărbătoritul. Și când a intrat tata cu sărbătoritul, în loc să mergem spre cel sărbătorit, spre fratele nostru, cu un cadou, începem și ne împărțim cadourile între noi. Bun. Mai mult. Aceasta e prima surpriză a celui tată, a celei familii. După aceea, tata și și fratele vede că doi frați stau într-un colț și nu se uită unul la altul. Păi se uită în altă parte și chiar văd că își reproșează alții doi ceva. Păi se uită în altă parte și văd că stau cu spatele unul spre altul. Și așa mai departe. Întreb eu acum, deloc retoric, mai este sărbătoare în acea casă? Mai este sărbătoare pentru tata, pentru acel tată și pentru acel frate? Nu. La Crăciun, la nașterea lui Iisus, ne împărțim toți darurile? Nimic. Greșit. E frumos. Se face și de o sărbătoare. O atenție celui de lângă tine, celui drag. Dar nu cumva de Crăciun ne împărțim numai nouă darurile și pruncul lui Iisus? nimic. Și cel mai mare dar e inima ta. Lui nimic. Și doi. Oare astăzi, în anul 2014, se face bucurie în cer sau producem noi fiii lui, copiii lui bucurie în cer astăzi, când? Cu două zile înainte sau trei, sau după cu trei, patru zile, tribunalele sunt pline de fiii Părintelui Ceresc, acuzându-se unul pe altul, tărându-și părinții în judecăți, când de Crăciun, frații nu vorbesc, în familie nu vorbesc, prietenii nu vorbesc, vecinii nu vorbesc, abia așteptând să treacă Crăciunul pentru a deschide din nou acțiunea în tribunal. Dragii mei, cam așa văd eu lumea de astăzi, sărbătorind Crăciunul. Dacă nu este așa, Acolo sunt excepții. Și dacă sunt excepții, să pornim toți la misiune pentru a face excepții și în alte case. Și să ne mulțumim deocamdată, cel puțin cu excepții. Dar până atunci, biserici creștine spre lume, spre oameni, pe lumea de astăzi, total de busolată. În care nu mai știe lumea de astăzi ce este omul înaintea lui Dumnezeu și ce este omul de lângă El pentru El. Pentru Dumnezeu un copil și pentru cel de lângă tine un frate. Ultimul slide.